tradiție ca în fiecare toamnă Busuioc TV să organizeze un concert incendiar la care interpreții autohtoni, dar și din România vin în fața publicului cu melodii selecte. Așadar, mai aproape de micile ecrane pentru că urmează detalii picante de la Parada Noutăților Muzicale 2014. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Parada Noutăților Muzicale 2014. Întâmpinăm prezentatorii din această seară. Adi, Super, Anatol, Nelnic. Deja de 4 ani în fiecare toamnă, Busuioc TV pregătește pentru publicul nostru un spectacol de zile mari, în care interpreții autohtoni își scot la vitrină cele mai noi melodii din repertoriu. Îmbrăcați solemn, artiștii noștri au pășit rând pe rând pe scena Palatului Național pentru a încânta pe cei prezenți. A devenit deja o tradiție ca la fiecare concert marca Busuioc TV cireașa pe tort să o pună invitați de peste Prut. De această dată i-am avut alături pe Mirabela Dauer și Raul. Însă, pentru început, haideți să ne povestească vedetele noastre despre noutățile muzicale cu care au venit în seara mult așteptată. O melodie care a apărut spontan, deci doream ceva să fac opus a celor piese pe care le făceam de obicei, pentru că îmi ieșeau, nu știu de ce, dar piese lirice, așa, melancolice, chestii. Și când colo am zis că ia să-mi iau eu provocarea, să văd, mă pot eu să mă depășesc și să creez o piesă așa pozitivă, veselă. Și sper eu că mi-a reușit, asta deja rămâne să zică publicul ce ar de spus și dumneavoastră, ca lider de opinie. Este o premieră absolută la voi în spectacol. Este o piesă care mă reprezintă la moment, pe undeva autobiografică. Așa că în viața mea a fost un moment când eu am fost nevoită să zic la revedere. Și această piesă sper eu să ajungă la inimile multor femei puternice care știu a pleca frumos și care știu a lăsa loc de bună ziua. Este un genere dedicat pentru toți copiii, chiar are titlul Copilul meu. Și este pentru toți care au acasă și fete și băieți. Deci dacă ai fost atentă după text și sunt convinsă că cu timpul o să se regăsească o bună parte dintre ai noștri în acest text, îmi doresc, mi-a spus de mult și este exact vorba aia, știi, și cu textul Copilul meu, ești fericirea mea, ești bucuria mea, fetița mea și băiatul meu, este inimioara mea și sufletelul meu. Am să fiu foarte sinceră, mie personal foarte mult îmi place și melodia și textul. Melodia este scrisă de Andrei Prepeliță, iar text, marele text ieri, eu așa pot să-i spun, este Adi, căruia îi mulțumesc foarte mult și textul, el personal s-a gândit să-mi compună anume aceste cuvințele după melodia care deja era scrisă. Și le mulțumesc din suflet și textierului și muzicianului. După părerea mea, este o piesă reușită și sper eu să fie pe plac tuturor telespectatorilor. În această seară am venit cu o piesă nouă, lansată chiar în această toamnă. E Parada Noutăților Muzicale, piesă nouă. E vorba de piesa Dor de Casă, o piesă cu un mesaj profund de dor de satul, de casa, de baștina unde ne-am născut și am crescut. Este o melodie despre tate, dar deoarece vedeți aici pe această micuță fetiță drăgălașă, ea de fapt a jucat un rol interesant, să zic eu, pentru că mă reprezintă pe mine când eram mică și era pe scenă cu un dansator care era tatăl ei. Și uite, i-a redat foarte bine trăirile și emoțiile mele de cândva și pentru că s-a descurcat atât de frumos la acest capitol, vreau să-i fac un cadou această jucărie, să-i fie o amintire frumoasă și un debut minunat aici la Busuioc TV. Este o piesă de suflet despre tatăl meu, despre doi tătiși, de fapt, pentru că e o temă mai delicată în viață, deoarece primul tătic, cel adevărat, a decedat când aveam 5 ani jumătate și de la el am moștenit talentul, dar așa a vrut Dumnezeu ca peste câțiva ani să am un alt tătic, pentru că mămica mea s-a recăsătorit și într-un fel sau altul, dar pot să mă consider norocoasă, că am un tătic, unul în cer și altul aici pe pământ. Doi îngeri. Lasă să spun autorul acestei melodii.
De fapt, doar muzica este a mea, cuvintele sunt Valentin Delinsky și vrem să-i spunem un mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase lui Valentin Delinsky, fiindcă într-adevăr sunt foarte frumoase, așa-i? Așa este, vreau să-i mulțumesc pe această cale lui Valentin Delinsky, un text absolut minunat, cu un sens foarte, foarte sublim și adânc și îi mulțumesc compozitorului Veceslav Vâsâiog, care a făcut această minunată melodie. Eu vă zic că din prima, când am auzit melodia, am zis că melodia o să prindă foarte bine la public. E foarte frumoasă. De fapt, piesa nu este nouă, are ceva timp, dar, sincer, până în ziua de azi, nu știam cu cine să o interpretez. Și iată, a venit așa, spontan, la noi și am făcut-o, am imprimat-o chiar acum, recent. A fost în premieră absolută, iată, astăzi, aici, pe scenă. Este parada noutăților muzicale și noi am venit cu o noutate, cu Chacarita. Și ne bucurăm foarte mult pentru că piesa deja este bine cunoscută și chiar publicul a așteptat-o și a audiat-o foarte bine. Am venit cu o melodie cât se poate de proaspăt din repertoriul meu, versuri Mariana Concieru, muzică de Costi Burlacu. Și am cântat-o cu mare drag. Este o melodie nouă pe care eu tot o clocesc, să zic așa, de ani de zile. Este o prelucrare de text a poetului Petru Cărare, pe care eu l-am întregit, i-am dat așa un început și un sfârșit și un mesaj haios. Muzica aparține compozitorului Ștefan Ambrosie de la Galați și iată că anul ăsta i-a venit rândul să-l realizez. L-am probat de câteva ori la public, dar în Palatul Național l-am cântat pentru prima dată și ați văzut că reacția a fost foarte frumoasă. Este un cântec așa de relaxare, un cântec de glumă, mă rog, un cântec bătrânesc. Cred că cel mai important lucru pentru seara de azi, că cei care sunt prezenți la concert, ei au auzit această piesă în premieră adevărată, pentru că finisarea piesei urmează abia mâine și mâine plec la studio să trag vocea, becurile și ceva din instrumente ca să finisez această piesă. Cuvintele am reușit să le mai pun așa cap în cap după scenă și îmi pare atât de bine că nu am uitat nimic. Vreau să-i spun mersi mult lui Ianoș Țurcanu, care tot m-a îndemnat, hai mai repede să facem piesa asta. Uite, am un text pentru tine și vreau să-i mulțumesc mult. E un text scris de bărbat, dar care foarte bine oglindește sufletul unei femei, pentru că doar o femeie poate fi absolut diferită ca și o palitră de culori. Deci este vorba de un proiect nou, probabil că să facă o antologie a muzicii caucaziene, deci era o piesă deci din Caucaz, semnată de prietenul meu, compozitorul Rashid Băgătaev, un bun prieten, și era o încercare de îmbinat ritmurile caucaziene cu acele balcanice, cu naiul moldovenesc, deci într-o armonie foarte, foarte așa frumoasă. Melodia unică este cea mai nouă repertoriul meu, altă melodie mai nouă nu am lansat deocamdată, deși am foarte multe, dar ele își așteaptă momentul potrivit. Melodia unică o promovez acum și am cântat-o cu mare drag pentru publicul care a venit astăzi la concert. Este o producție muzicală relativ nouă. Am lansat-o în această primăvară. Muzică și text Georgeta Voinovan, o primă colaborare cu Georgeta. O melodie, un stil mai nou pentru noi și o melodie care place multora. Care place multora, da. Și are un vers foarte frumos și o melodie tare dulce. Noi putem să spunem un lucru, că noi ne mândrim cu faptul că și toamna mergem la mare, noi să mergem și la anul nou, să mergem la mare. Hai să spun un secret, am primit o ofertă 3 săptămâni în urmă din partea aceleași cu mătru scump și drag, ca să mai facem ceva nebun. Ne gândim, stabilim, vedem, poate o să fie o prelungire de mare, plecăm în altă temă, dar e posibil să mai colaborăm, ne mai jucăm.
a fost cel mai greu, să aducem rața. Trebuia să o luăm, să o aducem. Eu niciodată nu am probleme cu rața lui Zaia. Niciodată. E o rață disponibilă pentru mine 24 din 24. Oriunde n-ai fi, eu când spun Zaia adă rața, Zaia aduce rața. Am venit cu o frumoasă piesă de dragoste, semnată de Jan Raiburg. Se numește Numai Tu. Într-adevăr, și eu autobiografică, că iubesc, sunt iubită și într-adevăr când cântam simțeam și înțelegeam cui cântam aceasta și e o dedicație într-adevăr specială muzicală. O melodie frumoasă, merge vorba de melodia O fi inimă și e un text, să spun așa, puțin și cu umor, dar o parte e și un adevăr din viață, pentru că noi fiecare cât trăim, iubim și fiecare de noi ne rugăm și o rugăm pe inima asta micuță să fie cu minte și să mai iubească. Să vă spun că e o piesă, muzica și text semnat de Eugenia Carabut și am lucrat la ea cu Sandu Gorgoz. Melodia asta, de fapt, a fost pe la începutul primăverii plămădită și abia acum în toamnă și uite acum la noutăți muzicale. Deja a fost în, să spun, nu poate în prima audiție, dar a doua sau a treia oară cântată numai. Este o melodie care, pe care o cânt pentru prima dată pe o scenă și mai ales aici la Palatul Național, pentru că fiecare practic melodia mea este botezată aici inițial, întâi și întâi la Palatul Național și pe urmă merge mai departe. Astăzi am avut emoții duble, triple, mai multiple, pentru că este pentru prima dată când o scot în scenă. Pe lângă melodia nouă adusă în fața spectatorilor, Vyacheslav Busuioc s-a străduit și de această dată să organizeze impecabil sărbătoarea noutăților muzicale, dar oare cum i-a reușit să le aranjeze pe toate? Mă străduiesc să organizez permanent concertele la nivel, fiindcă am zis și anterior că dacă nu organizezi odată un concert, cum trebuie, atunci publicul rămâne dezamăgit și nu mai vine. Sper să nu îl dezamăgesc niciodată și permanent să fie sala plină cum este astăzi. Ne-am întrebat și de ce anume în această perioadă este organizată parada noutăților muzicale. Toamna se numără boboce. Iată, eu vreau ca interpreții să cântească permanent, să fie gata, să știe că permanent, toamna, noi organizăm deja nu de primul an parada noutăților muzicale și să gătească piese noi, așa cum am făcut noi cu Adriana. Cei care nu le-au permis spectatorilor să se plictisească niciun minuțel și i-au făcut să râdă cu poftă au fost prezentatorii concertului Adi și Anatol Melnik, care, pe lângă melodia haioasă interpretată, au menținut și bună dispoziție a celor prezenți pe întreg parcursul spectacolului. Băi, e un concert bun, e un concert reușit, felicitări organizatorilor. Am încercat și noi cu puține glume, nu spun multe, dar puține, să facem o ambianță mai plăcută. Acum verdictul vine de la ei, vine de la lume. Dacă e bine sau nu, ne-am uitat la video și vedem, da? Dar video înseamnă bere, video înseamnă alune, video înseamnă bună dispoziție și fără cumătre. Cum se pare publicul din această seară? Păi, e variat publicul, au venit de la mic la mare, înțelegi tu că a venit o lume de la 15 ani până la sus. Păi eu aș spune chiar că au fost și mai mici, pentru că Florile am văzut că le aduceau picii, adică le aduceau copiii, a fost extraordinar, a fost o atmosferă caldă, a fost o atmosferă de paradă, o atmosferă frumoasă. Ce mi-a plăcut e că lumea a reacționat pozitiv, mai toată lumea, la glumele noastre, adică au fost glume de toate vârstele, asta ne bucură. Cu toată modestia noastră, dar noi suntem cei mai tari. Busuioc TV s-a străduit și de această dată să ofere maxim confort atât spectatorilor, cât și interpreților. Dar oare cum au apreciat aceștia organizarea concertului? Foarte fain, eu observ că și scena este amenajată foarte fain și iluminația una foarte misterioasă și mi-a fost foarte confortabil. De obicei este un loc mai restrâns, cu prea multe decorațiuni care puțin creează obstacole interpreților. Aici a fost foarte fainuț și drăguț, îmi place și am putut observa chiar și chipurile spectatorilor. O să fac o remarcă, probabil prea îndrăzneață, dar o să zic, este unicul spectacol, probabil unul din cele mai originale, în care în camera de machiaj la artiști stă suc, apă plată, fructe, struguri, tot ce vrei. Suntem răsfățați ca adevărate vedete și acest element eu cred că este foarte important pentru a ne crea o stare de spirit interioară pozitivă, așa că bravo organizatorilor pentru acest moment. Iar în rest nici nu mai spun, este la un nivel înalt.
ca de obicei, Forever Busuioc, bravo, sunteți, sunt cele mai frumoase concerte, așa am zis și o să mă mai repet încă o dată, sunt legată de această echipă și în genere de această televiziune Busuioc TV și țin la relația mea cu cei care ne sunt patronii televiziunii și ce să spun, cu Doamne ajută, faceți cât mai multe concerte, pentru că aici venim noi interpreții cu noi piese, aici noi ne realizăm și aici și cei de acasă ne privesc, sunt convinsă cu mare, mare drag. Mulțumesc! Pentru a organiza un concert trebuie să depui mult efort și multă muncă, de aceea încă o dată vreau să-i urez domnului Veceslav Busuioc succes în tot ceea ce face. El e bravo și să o țină tot așa înainte. Organizare frumoasă, la nivel cel mai înalt, lumini bune în scenă, decor frumos, regie extraordinară. Piesele alese așa în consecutivitate, deci foarte frumos. Și melodii, vreau să zic că mulți interpreți au lansat piese noi și sunt frumoase toate una ca una. Chiar îmi plac, chiar și acum ce răsună domnul Busuioc cu Adriana Ochișanu, ceea ce cântă acum, o piesă extraordinară, o să fie șlagăr. Piese frumoase. Noi nu am avut dificultăți astăzi la capitolul organizare, cred că este foarte bună. Dacă nu s-au întâmplat anumite incidente, nimeni nu e supărat, toată lumea este împlinită, e bine. Felicitări Busuioc TV și la mai mult cea la mai mare. Dar mie mi se pare foarte bună și vreau să remarc că voi de la an la an învățați lecții noi și pe care le aplicați în practică și ele sunt foarte benefice pentru acest festival. Așa că țineți-o așa, că faceți bine. Mie de fiecare dată foarte mult îmi place cum Busuioc TV organizează concertele și pentru asta vreau să-i felicit și să-i mulțumesc din partea mea ca artistă. Foarte perfect. De fapt, Veceslav totdeauna organizează foarte bine, artiștii sunt mulțumiți. Este primul organizator care găsești în camerele unde se schimbă artiștii și un pahar de apă sau ceva așa de uscat. Ca de obicei, la nivel chiar și mai bine decât anul trecut. Îmi place mult că este bine. Foarte colorat, luminile foarte bune și arată deosebit de celelalte. Organizarea e la un nivel foarte înalt, ca de și de fiecare dată. Busuioc TV ne umește. A fost un spectacol foarte frumos, la fel ca și în seara asta, cu multe aplauze, cu multe flori. Și ne-am simțit foarte bine. Este un romantic incurabil, cântă mereu despre dragoste și de fiecare dată înduioșează publicul până la lacrimi. Toate acestea îl caracterizează pe invitatul special al Paradei Noutăților Muzicale, Raul. Vedeți în continuare cu ce a venit Raul pentru publicul de la Chișinău, dar și cum s-a simțit printre ai noștri. E, bucuria mea cred că o depășește pe a voastră, pentru că în fața unei asemenea publică și la Chișinău e greu să faci față sufletește, dar dacă reușești pleci acasă încărcat cu o mare bucurie. Astă seară de la Chișinău, de la Parada Noutăților Muzicale, Busuioc TV, eu plec foarte încărcat, cu bucurie, cu bucuria pe care mi-a dat-o un public minunat, foarte primitor. Sper că această inițiativă a voastră, în ceea ce mă privește, să se repete, deși vreau să spun că la Busuioc TV am fost chemat de multe ori, timpul nu mi-a permis să ajung. Repertoriul meu, da, este unul care ar trebui să ajungă la sufletul celor care îl ascultă, privindu-mă sau nu, pentru că melodiile mele sunt născute din suflet, e normal ca ținta să fie sufletul. E singurul lucru care rămâne cu adevărat, să știi. Iubirea cred că e un light motiv, un subiect în muzică și în orice ar fi ca și subiect, nu va fi perimat niciodată. Cred foarte tare în acest simțământ, de aceea în melodiile mele întotdeauna vei găsi iubire, în Raul vei găsi iubire, așa că iubiți-mă, pentru că și eu vă iubesc. Mi-au tremurat picioarele, puțin mânuțele și multe altele care se întâmplă în emoții, dar știu o vorbă frumoasă care spune că cine nu are emoții nu le merită. Eu cred că Dumnezeu a decis că merită emoții și asta le-am împărțit, aceste emoții le-am împărțit cu publicul de la Chișinău. Vă mulțumesc din toată inima mea. O altă stea a muzicii românești care a urcat pe scena mare este Mirabela Dauer. O adevărată divă care trăiește pentru muzică și are convingerea că muzica îi poate face pe oameni mai buni și mai frumoși. În ceea ce urmează, Mira, cum îi mai spun prietenii, ne spune cu ce a venit pentru spectatorii noștri, dar și cum se simte atunci când ajunge pe meleagurile noastre.
mă simt minunat. Ca la mine la țară, pentru că eu nu stau în București, eu stau la țară. Iar oamenii la țară sunt mult mai speciali, știi? Sunt calzi, sunt buni, te primesc cu brațele deschise. Iar eu când vin aici, mă simt ca la mine acasă, acolo, la țară, la mine, ca vecinii mei, știi? Ei când vin aici la Chișinău, mă primesc ca acasă. Sunt vecina lor. Și vă mulțumesc foarte tare că mă iubiți și că aș vrea să dea Dumnezeu să mai vin. Să fiu sănătoasă și să mai vin. Abia când am cântat ultimul duet cu Raul, mi-am revenit și eu din emoții. Pentru că astea sunt emoțiile care sunt constructive la Chișinău. Pentru că un public care știe. Aplauze, zâmbete, emoții, ferie și multă muzică bună sunt doar câteva cuvinte care pot descrie seara de 30 octombrie. O seară de milioane care a fost așteptată cu sufletul la gură atât de artiștii autohtoni cât și de spectatori. Parada noutăților muzicale este la cea de-a patra ediție, iar Busuioc TV își ia angajamentul ca în fiecare toamnă să vă aducă pe tavă toate noutățile muzicale. Tuturor celor care privesc Busuioc TV le doresc sincer, din toată inima, să se iubească mult, pentru că iubirea e singurul lucru care nu ni-l ia și nu vi-l ia nimeni niciodată. Nu știu dacă până de Crăciun voi fi aici. Vreau să vă spun la mulți ani să fiți fericiți, un Crăciun fericit, să aveți numai bucurii, să aveți sănătate în primul rând și să vă dea Dumnezeu prieteni care să vă merite. Băi copii, uitați-vă la Busuioc TV, sunt momente frumoase, îl mai vedeți și pe el, îl mai vedeți și pe altă lume. Busuioc TV, apropo, pot să spun într-adevăr că acum, la moment, e postul numărul 1 care promovează artiștii din Republica Moldova. Puteți, vreți voi să puneți bip, nu vreți să puneți, dar ați bătut RUTV-ul, ați bătut Noroc TV-ul și ce mai e pe acolo, da? Sunteți number one la capitolul ăsta, bravo! Stimați telespectatori, vă așteptăm și la celelalte spectacole organizate de Busuioc TV. După cum spunea bunul meu prieten, number one, sunt de acord cu asta și trebuie să mergem înainte să ajungem super number one. Și faceți dragoste, oameni buni, faceți dragoste. Iubiți-vă soțiile, dragi bărbați, stimați bărbați, iubiți-vă soțiile și viața o să fie frumoasă. Iubiți-vă copiii, iubiți Busuioc TV. Parada noutăților muzicale la Chișinău 2014.